Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum. Decembrie 2019 înseamnă 30 de ani de la evenimentele din decembrie, Revoluția din decembrie 1989. N-aș fi făcut subiectul ăsta și o să evit pe cât e posibil în perioada 16-22-25 decembrie, cât pot o să evit subiectul, din respect pentru cei morți, din respect pentru mari mutilați, din respect pentru răniții din decembrie 89 și pentru familiile și urmașilor, partea aceea a societății care chiar crede în jertfa lor. Majoritatea românilor nu cred și nici nu interesează, mai ales pe cei tineri. Cei tineri nici măcar nu știu că s-au născut într-o țară marcată fundamental de moartea celor din decembrie 1989. Da, am văzut la o televiziune zilele trecute pe un domn capitan care a tras în Nicolae Ceaușescu și în Elena Ceaușescu. Mare vâlvă la televiziune, la Antena 3, la Gâdea era. Mare vâlvă. Domne, premieră, exclusivitate. Nu, vreau să vă spun că la OTV, oamenii care au tras în Nicolae și în Elena Ceaușescu au fost prima oară și întâiași dată la mine la emisiune. Și apoi la Dan Diaconescu. Sau la Dan Diaconescu și la mine, nu mai știu cronologic cum a fost. Asta ca să știți că în 2009 eram exclusiv, eu, în a arăta oamenilor cine a tras în Nicolae Ceaușescu și în Elena Ceaușescu. Cu documente, cu declarații de martori, cu nu știu ce. Acum vreau să vă spun așa, banda roșie dă-o pe aia cu păpușile. Am obosit și rog frumos, fiind decembrie, bă, din bun simț, din respect, bă, dacă tot nu sunteți în stare să spuneți adevărul păpușilor, că nu vă pun, păpușarii sunt alții, păpușarii nu apar la televizor. Unii au murit dintre păpușarii evenimentelor, unii sunt în viață. Niciun păpușar nu apare la televizor sau dacă apare nu știți sau nu știm că este păpușar. Mă uit la Dan Bucura și îl salut. Salut, Dane. Bună ziua. Mă uit la Lucică, la domnul Iliescu. Salut, Lucică. Oameni bun care, unul face presă de 20 și ceva de ani, celălalt face politică de câțiva ani și nu o face rău. De 22. Așa, vă spun că niciunul dintre ei doi, nici eu și dintre noi foarte, foarte mulți care apărăm pe la televizor, nu știm sau nu putem să spunem ce s-a întâmplat în 1989 în decembrie. Repet, nu știm, batem câmpii. Sau nu vrem și nu putem să spunem ce s-a întâmplat. Astăzi o să încerc cu Dan Bucura și cu Lucian Iliescu să facem un lucru pe care nu l-a făcut nicio televiziune. Să vă spunem ce n-o să aflați niciodată. Sunt curios cât de bărbat este Dan Bucura și cât de bărbat este Lucian Iliescu. Le-am și spus înainte. O să vă testez, să văd bărbăția voastră morală. Să le spuneți oamenilor ce credeți voi, un gazetar și un politician, că nu vom afla niciodată ca neam. Am să vă spun că vom intra în legătură telefonică directă cu copilul unuia dintre cei mai buni miniștri pe care i-a avut Nicolae Ceaușescu. Paul Niculescu Mizil se numea. Am avut privilegiul să-l cunosc, am fost în casă la familia Mizil și în anii 80 și după Revoluție. Paul Niculescu Mizil este printre cei care au conceput momentul august 1968 împreună cu Nicolae Ceaușescu. Cât adevăr ați aflat, prieteni dragi, ăștia care sunteți mai bătrâni, mai știutori de carte, niciun dram din adevărul acelui moment. Iar ăia care au știut greutatea momentului, bine, mulți sunt, probabil că sunt la televizor și credeți pe mine că sunt în derapaj, în drifting. 1968 este anul în care Nicolae Ceaușescu, mitraliatul de la Târgoviște, a pus piciorul în prag atunci când 5 țări comuniste au invadat Cehoslovacia, prietenă și frate, soră, și au parașutat tancuri rusești în curțile unităților militare cehoslovace. România, o să vedeți momentul imediat. O să vă provoc să spunem oamenilor ce nu vor afla. Ce credeți voi? Cât aveai la Revoluție, Lucică? 14 ani. 14 ani. Cât aveai, Dane? Cred că aveam... Păi ce 10, crezi? Scade 30, în ce ai acum? Da, scade 30, nu mă gândeam că... Și ca școală, că eu mă raportam mereu... Poate ești mai puribol, da, așa și nu vrei să spui vârsta, ferește. Oricum erai mic. Aveam 11, nu mă gândeam dacă 11 eram clasa 4-a, clasa... 11 ani. Deci da. Oameni care la 14, respectiv 11 ani, n-aveau habar de ce se întâmplă în stradă. Bine, haideți să vă arătăm câteva momente. Teddy, să te pregătesc să-l sun pe Serghei. Momente din filmografia mondială. Nu ce am dat noi. Sunt furate de la noi, sunt vândute pe bani de la noi, sunt prăduite de la noi, că n-avea nicio televiziune străină să filmeze atunci. Erau ofițeri, probabil, sub acoperire, sau spioni sub acoperire, sau ce dracu, agenturile care filmau. Dar imaginile pe care le vedeți sunt imagini românești, dar eu le-am luat astăzi doar din surse externe. N-am luat nicio imagine din surse internă și în premieră, eu cu Dan și cu Lucian, vă vom arăta primul mesaj bilingv, francezo-englez, al Radio România.
Nu vi l-a arătat nimeni. Nu în sensul de a afla adevărul, ci ca să ascultați limbajul de lemn și îmbârligătura care începea când? În 22 decembrie începea îmbârligătura. În 21 o să aflați vreodată cine a pus pe bandă sunete care semănau a petarde ca să producă panică aici la 300 de metri de studioul de unde emitem, în piața unde a început, unde era meeting-ul, nu o să aflați niciodată. Sunt oameni în TVR care știu. Unii au murit, unii trăiesc, nu o să vă spună niciodată. Hai să ascultăm, să vedem imagine. Răspundeți televiziunii române în teritoriu. Vă spun, de exemplu, că la Arad filma Jireghie, colegul nostru, colegul meu și al nostru din TVR la vremea respectivă, au fost imagini care niciodată, până în ziua de azi, niciodată nu au fost făcute publice de la Arad. Am văzut astăzi un film, nu-l dau, poate o să-l dau, nu știu, dacă mi-a Dumnezeu mințile și mai fac subiectul ăsta, de la Sibiu, ce s-a întâmplat la Sibiu, unde au murit 99 de oameni, unde au fost trase milioane de cartușe, unde s-a tras cu tunul de pe tank, obuze de pe tank. Fabulos, fabulos! Credeți că o să aflați poate ce s-a întâmplat la Sibiu în realitate? Nu. Acum, Lucică, te întreb direct. Ce crezi tu că nu vom afla noi ca neam absolut niciodată legat de decembrie 89? Dacă îmi spui naivități, opre subiectul, merge mai departe. Dacă îmi spui ce crezi tu sincer, ne oprim asupra subiectului. Da, mi-e greu, mi-aduc aminte de ce făceam atunci. Nu vreau să-ți aduci aminte, vreau să-mi spui, nu vreau remember-uri de-astea. Nu vom afla decât ce am aflat și până acum. Păi până acum n-am aflat nimic. Adică dintr-un adevăr de 100% am aflat 15%, 20% maxim. Probabil. Am văzut morții, am văzut familiile lor, am văzut toată nebunia aia. Păi dacă după 30 de ani tu, om politic la PNP, ne spui că nu o să aflăm nimic în plus. Așa au fost vremurile. Pentru mine un lucru e cert. La vremea respectivă, Ceaușescu, dacă dădea ordin să tragă, se trăgea. Dar n-a dat ordinul ăsta să se tragă. De unde știi? Fiindcă armata era împărțită. De unde știi că n-a dat ordin? Vezi, așa se întâmplă la televizor. Au spus-o oamenii apropiați lui. Care oameni, mă? Uite, domnul din spate, ați arătat o imagine. Care oameni, mă? Sau cum îl cheamă? Zim tu un nume, de om care a spus adevărul despre ce s-a întâmplat în 89. Acum, dacă omul a mințit, uite, știi cine a deschis studioul 4, cine a ridicat Hebru și a pus în emisie studioul 4, vă spun eu, Tudor Barbu, știi cine a deschis studioul 4? Un cameraman, un director de imagine. Nu-i dau numele, că poate omul nu vrea. Studioul 4 n-a vrut să-l deschidă nimeni. De ce? Pentru că era plin de securiști. Plin. Oameni care după Revoluție au devenit miezul. Au devenit anchormeni. Comentatori de televiziune liberă, scria TVRL. Televiziunea română liberă. Un cameraman, un director de imagine a zis, bă, împușcați-mă Iordi Heblu. Și s-a dus la tablou general din studioul 4 și a ridicat, a băgat curent în camere și în regie, în pupitru. Ca să înțelegeți, credeți că o să aflați vreodată adevărul despre ce s-a întâmplat în studioul 4? Niciodată. După ani și ani mai putem departe, să spunem, revoluția... Eu vreau să fac o exercițiu de sinceritate. Revoluția a fost ajutată, da? Și sprijinită. Ce înseamnă ajutată, Lucian? În context internațional, în Europa des, comunismul trebuia să cadă cu orice preț. Bravo. Da? Da. A fost sprijinită clar de tot ce a semnat securitatea vremii. Vrei să nu mă duci cu vorba, că sunt prea experimentat să fiu dus cu vorba, mai ales în emisiunea mea. Ce anume crezi tu, Lucian Iliescu, că nu vom afla niciodată? Păi nu vom avea niciodată, nu vom afla niciodată de diversioniști, nume cu subiect și predicat, nume prenume, niciodată nu o să aflăm. Nu o să aflăm niciodată cum a fost parașutat Ion Iliescu și Petre Roman la TVR, niciodată nu o să află și Gelu Vocan Voiculescu de unde au primit ordinele astea, iar de aici încolo știm cu toții. Da, bucura. Te văd interesat de subiect. M-a pasionat și m-a fascinat acest subiect și modul în care el a fost plimbat prin fața ochilor românilor de 30 de ani încoace, sub diferite forme. Inclusiv recentele procese deschise pe numele lui Ion Iliescu și de Revoluție și de mineria, de lucruri pe care mulți dintre cei interesați sau cei care au avut de suferit în acele momente poate nici nu mai sunt printre noi. După mintea și sufletul tău, Dan Bucurat, ce crezi tu că nu vom afla niciodată? La asta vreau să revin, că întrebarea ta a fost directă și răspunsul vreau să fie unul pe măsură. Eu cred că lucrurile clare de care aveam nevoie să știm pot fi trecute pe lista asta următoarele. 1. Cine este cel care a decis că soții Ceaușescu... Dă stop cadrul la cea în spate lui Dan, puțin, zi. Cine este omul sau cu adevărat oamenii, păpușarii care au decis că Nicolae Ceaușescu și consoarta sa trebuiesc împușcați de urgență? Asta este și în spatele tău, Dane. Imaginea asta este
Și în spatele lui Nicolae Ceaușescu, 21 decembrie, în balconul acela, lângă noi, unde este acum biroul domnului Vela. Da. Deci balconul ăsta este balconul pe care acum poate să iasă ministrul de interne, domnul Vela, ce sediu are ședințe de guvern. Întrebare, întrebare, Dan Bucura. Da. Vom afla vreodată cine l-a scos pe balcon pe Nicolae Ceaușescu? Nu, asta nu, dar spun sincer, e... Dacă nu-l scotea, nu era revoluția. Da, e din ciclul informațiilor tabu. Dar mie mai grav mi se pare, repet, Tudor, și lucru pe care sigur nu-l vom afla, cine au fost cei care au decis împușcarea soților Ceaușescu în regim de urgență. Că dacă îmi spune cineva că acel tribunal în care am văzut și noi imagini a fost decizia sa și că au trecut prin filtrul gândirii lor de atunci de la cald împușcarea soților Ceaușescu, înseamnă că ne iau de proști. Deci acolo ei au avut o decizie impusă. Oamenii care au stat în spatele acelei decizii, noi nu-i vom afla niciodată. Ne-a comunicat Serghei Mizil și mulțumesc pentru asta. La ora 17 intră în direct cu noi, după pauza de la ora 17, pentru că acum este, am înțeles, la Dan Capatos. Îl salut pe Dan Capatos prin intermediul lui Serghei Mizil. Filmează ceva pentru Dan. Știai, Lucian, că de pe aeroportul Otopeni se numea atunci, Henri Coandă se numește acum. Se spune, eu nu știu. L-am suat astăzi pe domnul Dan Voinea, generalul Dan Voinea. Generalul Dan Voinea, într-o emisiune pe care o făceam la Televiziunea Română, comemoram 3 ani de la masacru de la Otopeni. Televiziunea Română a fost prezent acolo atâta timp, mă rog, hai că nu are sens. Comemoram 3 ani de la masacru în care copilașii aia, 50 ceva de copii, au fost mitraliați cu mâinile goale, ca pe câini, de pe esplanada Otopenilor. Rude, pomană, colivă, vin, tragedie. Erau 3 ani, veniseră logodnicele lor, soțiile lor, copiii lor, părinții lor. Era o tragedie. A venit domnul Dan Voinea. L-am sunat. Nu a dorit să discutească. El îl salut cu tot respectul. O mamă, o doamnă, și mamă mort, copil mort, acolo l-a întrebat. În emisiunea mea, în direct. TVR-ul probabil că are emisiunea. De ce nu spuneți, domnul general, nimic oamenilor de aici care și-au văzut copiii mitraliați în Revoluție despre avionul Prin cu teroriști morți și vii care a decolat de pe Otopeni? Bărbatul ei, retractez, nu avea copilul mort acolo, bărbatul era șofer de autobuz și căra teroriști cu autobuzul. Spune-mi ce știi despre asta? Dumne, cum adică, nimic! Ce știi despre asta? Căra teroriști, eu sunt... Căra teroriști, cum spun eu? Noțiunea de terorism n-am înțeles. Băi, spun ce spune femeia. Vă dau exemplu, Luciane. Nu cred în noțiunea asta de terorism. Bine, căra oameni. Luciane, domnul Dan Voinea n-a scos o vorbă. De ce? Pe bandă, emisiunea era în direct, dar banda este că Televiziunea Română nu e o televiziune, fiștecare televiziune, și păstrează în arhivă totul. De ce? Pentru că este singura televiziune stipulată în Constituția țării. B1 nu e. Antena 3 nu e. Pro TV-ul nu e. Doar TVR-ul este stipulat ca televiziune în Constituția României. Și acolo e obligatoriu să arhivezi tot. Absolut tot. Întrebare, știați de avionul care a decolat? Nu știați. De ce spun asta? Ca să se termine odată cu îmbârligătura și cu, cum se cheamă, dezvăluirile. Rupe tăcerea ăla care a tras în Ceaușescu, capitanul. Rupe tăcerea ăla care a cărat și a pus într-o mușama și a dus la Ghencea. Rupe tăcerea Gelu Voican Voiculescu. Voi sunteți nebuni? Păi cum să rupă tăcerea Gelu Voican? Cum să vorbească Iliescu? Am văzut interviul lui Iliescu dat pentru agenția TAS, al domnului Iliescu. Știți că domnul Iliescu a dat acum, de curând, un interviu pentru agenția rusească TAS. Un fel de Ager Press românesc. Ai citit interviul? Nu. Bă, băiet. Bă, băiet. M-ai făcut curios. Bă, băiet. Bă, băiet. Am apelat la vorbitor. Eu nu vorbesc, din păcate. Am și eu un nivel de cultură limitat. Nu vorbesc rusește. Dar am apelat la cine știe rusă și mi-a citit printre... Vai de cap. Vai de cap. Ok. Deci ce nu aflăm niciodată? Și de ce manipularea asta după 30 de ani? De ce manipularea asta după 30 de ani? Uite, îți mai spun un lucru pe care nu-l vom afla și chiar dacă nu pare important, dar prin buzunarele și burțile românilor trec multe. Nu vom afla ce s-a întâmplat cu banii, nu puțini, ai comuniștilor, ai țării estea, care nu erau ea la vedere undeva într-un cont, în trezoreria statului. De banii aia nu o să vă știm niciodată. Unii spun că i-au palmat niște băieți deștepți, al de Voiculescu, al de ăștia. Eu vorbesc de niște zeci de milioane. România în 90, chiar dacă nu spun o premieră, era o țară bogată. Era o țară bogată din multe puncte de vedere. Era o țară fără datorii externe, că așa a fost. Era bogată pe spatele nostru. Nu, era o stă, nu. Și era o țară cu creanțe, mă, Dane. Da, nu că n-avea datorii. Da, exact. Foamea și lumina stinsă și adică frigul din case au însemnat plata integrală a datoriei. Exact.
și vreo 3-4 miliarde de dolari, că nu exista euro la vremea aia. Și dolari de adevărat, și dolari grei, nu dolari de ăștia de pistol cu apă. Banii nu erau toți în trezoreria statului. Bun. O să-l sunăm și pe Marius Marinescu. Hai să facem așa, pentru că la ora 5 o să intre și Serghei cu noi în direct. Facem o pauză în subiectul ăsta, vă promit. Și știți că tot ce promit, mă țin de cuvânt. Revenim la ora 17. Acum facem un intermezzo, nu-l sună pe Marius Marinescu, să-l sunăm și pe el odată cu Serghei la ora 17, Teddy. Să-l sun pe domnul Sorin Roșca Stănescu. Senator liberal, unul dintre pionierii gazetăriei democratice de după 1989, celebrul ziar Ziua, înființat și condus de maestru Roșca Stănescu, a ieșit astăzi în public cu un punct de vedere absolut dinamită despre alegerile în două tururi. Schimbă puțin asta și revenim. Vă promit că revenim la subiect. Am primit mesaje, oamenii sunt interesați. Mă bucur că subiectul ăsta interesează cu ce nu vom afla niciodată. Vă spun de acum, 70-80% din ce a fost nu vom afla absolut niciodată. Sau vom afla folosindu-se pseudo-adevăruri sau frânturi de adevăr, vom afla varianta puterii, indiferent care e puterea. Bun, acum vă întreb așa, domnul Iliescu și domnul Bucura. Cine și de ce a îmbârligat poporul român de câte ori a vrut el sau ei au vrut să trecem de la alegerea primarilor fie în două tururi, fie într-un tur, cum a vrut puterea momentului, ca să nu credeți că este acum bătălia pentru două tururi. Primarii într-un tur și primarii în două tururi a fost la cheremul aleșilor, iar prostimea, noi, 18-19 milioane de electori, ca să nu mai zic prostime, că se supără Radu Herjeu, el neștiind că este o construcție verbală cu caracter metaforic. Radu Herjeu nu e amendabil, nu e jignitor ce spun. Noi toți, și tu, și eu, și Bucura, toți formăm prostimea lor. Dacă asta e amendabil, atunci înseamnă că n-ai înțeles nimic din ce ai trăit, Radu Herjeu. Direct vă întreb. Poporul român a fost, este și va fi folosit ca masă de manevră cum vor mai mari zilei pentru alegeri, cum vor ei, în două tururi sau într-un tur? Să lăsăm un politic în prima oară. Aparent trebuie spus da. Aparent. Da? Da. Te ascult. Deci a fost folosit poporul. De câte ori au vrut politicienii, da? La vremea respectivă. Păi și poporul de ce n-a fost informat, mă, Lucică, că ești dita mai pe MP-ul? A fost o greșeală. A fost o greșeală la vremea respectivă. Cine a condus țara atunci? Nu știu, a fost și ceva o componentă PNL Tăriceanu. Nu, dar care e greșeala? Greșeala că i-a făcut cu un tur, greșeala că i-a făcut cu două tururi, greșeala care? Greșeala a fost că s-a revenit de la alegerea primarilor în două tururi, cum era până în 2008-2004, de exemplu. Primarii s-au ales în două tururi de scrutin și s-a revenit. S-a trecut la un singur tur. Considerente absolut politice la vremea respectivă și a fost o mare greșeală. Super pe Traian Băsescu. Nu-l supăr, a fost o greșeală de abordare. Nimeni nu s-a gândit ce consecințe va avea această decizie. Bravo. Că la ora asta și exemplele și noastră le-ați dat. Avem primar cu 7% aleși din numărul total. O avem pe Firam în capitala țării, care a câștigat cu nimic. Din București. Cu nimic. Doamna primar general este alesă cu 14%. 30 de blocuri din București au votat-o și e primarul capitalei. Corect. Da, bună ziua, gestionează un buget imediat de 1 miliard de european. Imediat vin la Dan. Deci trebuie neapărat revenit la două tururi. E, uite, vezi că deja rezultat. Aici intervine întrebarea firească generată de Sorin Roșca Stănescu. Acum se spune că trebuie să revenim la două tururi. Păi eu n-am auzit pe nimeni să-și rupă cămășile când s-a trecut la un tur. Nici în presă, nici nicăieri. Puțini au fost aia care au mâlit pe la colțuri. Peste 6 luni, nu știu dacă o să simțim lucrul ăsta, dar peste 4 ani și jumătate, în 2024, bine, va fi o sănătate pentru politica administrativă. Hai să vedem întâi punctul de vedere al gazetarului, că nu l-am sunat în calitatea domniei sale de om politic, ci de gazetar. Bună ziua, domnul Roșca. Bună ziua. Direct vă întreb. Ce anume a generat ieșirea dumneavoastră în public de astăzi și care este, de fapt, motivul de gâlceavă pe care îl aveți? Deci vreau să știu și vreau să știu opinia publică în ce măsură PNL este responsabil de această schimbare care s-a produs în 2016. Care este responsabilitatea PNL? Pentru că acum PNL vrea, cum mi se pare și mie firesc, alegerea în două tururi și face acuzații la adresa PSD. Numai că atunci, în primăvara lui 2016, lucrurile au fost foarte ciudate, au fost tranițe, în sensul că
PNL se lupta pentru a opune rezistență PSD-ului și pentru că alegerile în comisia electorală era discuția și că alegerile să aibă loc în continuare în două tururi și pe neașteptate la ceas de seară s-a comunicat un blat. Li s-a comunicat fruntașilor PNL din comisia electorală, între care sunt persoane foarte cunoscute pe care le puteți și consulta dacă doriți, așa, li s-a comunicat că a intervenit o înțelegere între doamna Alina Gorghiu și domnul Ponta și domnul Dragnea, în sensul ca PNL să renunțe la rezistența pe care o punea și să accepte alegerile într-un singur... Cu ce te ajută, Sorine, cu ce te ajută faptul că... Pare așa, cum să zic, revanșard ce faci. Cu ce te ajută această anchetă jurnalistică declanșată de tine, cu ce te ajută? Adică în afară de faptul că ai putea să o culpabilizezi pe Alina Gorghiu sau pe Vasile Blaga, care conduceau la momentul ăla PNL-ul. Cu nu ce vreau să culpabilizez pe nimeni, vreau să aflu ce s-a dat în schimb. Adică PNL-ul condus de Alina Gorghiu și coordonat de la Palatul Cotroceni de același președinte pe care l-avem și acum, PNL-ul... Opriți-vă puțin, nu, colegi, nu-l dați pe Ludovic Orban, pentru că Ludovic Orban era în tabăra cealaltă atunci. Dați-o pe Gorghiu, aveți imagini cu domnul Blaga, aveți imagini cu Raluca Turcan, care era și ea președinte, avea să vină după... Nu dați imagini cu Ludovic Orban, că o să creadă lumea că Roșca Stănescu se referă la leadership-ul PNL de acum. Nu, n-are nicio legătură. Eu accidental, coleg fiind cu Sorin la vremea aia în Parlamentul Țării, știu despre ce vorbește la nivel de detaliu. Eu vreau să știu ce s-a oferit în schimb. Bun. Adică i s-a dat acest cadou lui Dragnea și lui Ponta, dar ce a primit Iohannis și ce a primit Alina Gorghiu la schimb. Asta e ceea ce urmăresc. Și primul pas a fost să deconspir acest eveniment, acest blat care a existat. Pasul următor este să încerc să aflu ce a fost în spate. Ce an? Anul 2016, primăvara 2016. Mă întreba Lucian Iliescu, dar tu de ce... Și a mai fost un moment cu domnul premier Cioloș, vă aduceți aminte, domnul Stănescu. Deci domnul premier Cioloș a făcut turul partidelor, a venit și la noi la PMP și ne-a promis, cum noi am susținut și acum susținem alegerea primarilor în două tururi, dacă va fi votat de Partidul Mișcarea Populară, deputații și senatorii de atunci, prima ordonanță de urgență va fi asta. Ce l-a făcut după ce a fost votat să se sucească? Că este în completare la ce spuneți dumneavoastră. Da, nu pot să vă dau răspunsuri pe loc. Eu vă spun ce s-a întâmplat atunci. Deci în această comisie electorală care i s-a comunicat peste noapte o schimbare totală de macar, se aflau câteva personalități importante. Comisia era condusă de Mihai Voicu, în comisie se afla Hașoti și tot. Dar vreau să spunem un lucru, sau cel puțin să-l precizez eu. Domnul Roșca Stănescu vorbește de o perioadă parlamentară în care PNL-ul, condus de Gorghiu și Blaga, era în opoziție, era minoritar. Nu era decident. Nu, voturile liberalilor, la momentul ăla, PNL-ul era, din fericire, fusese scos din acel, cum să zic, acea uriașă eroare numită USL, era un partid pe dreapta, dar trecut pe dreapta serios, Crin Antonescu scosese partidul, dar eu te întreb așa, ce rost are, acum că eu te întreb pentru că ești unul dintre gazetarii cu foarte multă și utilă experiență în presă. Și vezi cum îmi caut cuvintele ca să nu greșesc. Te întreb așa, Sorin, pe cine ar ajuta, de vreme ce și tu ai spus în interviul telefonic prezent, că ești de acord cu alegerea în două tururi și că liberalii acum fac calea corectă în politica românească? Pe cine ajuta ce? Pe cine ajuta? Pe cine ajută demersul pe care îl demarezi în presă de a, și cum să zic, această acuză violentă de blat între Ponta, Gorghiu și Blaga, e un blat, acuz de un blat la nivelul la care s-a decis soarta României politic, pentru că alegerile... Cu Dragnea și cu Ponta, da? Cu Dragnea și cu Ponta, scuză-mă. E foarte grav să acuzi un blat, Gorghiu, Blaga, Dragnea, Ponta. Păi chiar s-a întâmplat. Adică Alina Gorghiu chiar le-a comunicat membrilor
comisiei că s-a făcut o înțelegere nouă cu Ponta și cu Dragnea și că ei trebuie să schimbe macazul și comisia electorală trebuie să voteze alături de PSD. După care s-a dat aceeași dispoziție grupurilor parlamentare care au votat alături de PSD și au schimbat legea. Domnul Bucura, mi se pare interesant ce auziți din gura unui gazetar mai bătrân și mai experimentat ca... Evident, îl salut pe domnul Roșca Stănescu cu ocazia asta și ne vedem rar. Ne auzim mai rar. Frecventați televiziuni diferite. Frecventăm televiziuni diferite, da. Acum, eu ce pot să spun este următorul lucru. Evident că povestea asta a funcționat pentru unii bine și pentru unii rău și că beneficiarii cu certitudine, având de câștigat, probabil că au recompensat într-un fel sau altul pe cei care i-au ajutat la adică Dragnea și Ponte au recompensat că ei puteau, erau la putere. Da, ei erau la putere. Acum, pe de altă parte, despre revenirea la normalitate și despre asta e interesant să comentăm că văd că și revenirea asta e mai mult vocală. Că eu îl cred, zice domnul Iliescu aici că o susține partidul domnului sale, zic liberalii, zic useliștii, era să zic useliștii. Că păi nu s-au convenit, Dane, că și-au conservat fiecare dintre cele două partide primarii lor. Mie, eu sunt de acord, numai că dacă zice partidul domnului Iliescu, e una, că e partid mic, dar văd că zic ăștia mari și atunci iar și-ar putea da mâna să facă lucrul ăsta. Însă nu văd totuși o voință atât de mare. Mai mult o chestie de slogan. Adică tu spui că e mai mult declarativă. Da. Pe de altă parte, iartă-mă că spun și domnul Joșca Stănescu, cred că e un demers aproape imposibil de a afla azi ce beneficii au sau ar fi putut avea la vremea respectivă cei care au acceptat această joacă în favoarea lui Ponta, cum ai spus și tu, și a celor care chiar au beneficiat aniștia. Pentru că au trecut niște mulți ani, e greu, ce să afli? Acum, nu știu, nu cred că s-a venit chiar cu punga, bă, eu știu, Xulescu de la ăla. Nu știu, acum vrei să spun ceva, și dacă s-a scăpat momentul operativ. Sorin Roșca Stănescu, dacă era un copil dintr-o redacție venit acum 6 luni în probe la redacția respectivă, nu-l sunam. Nu. Dacă îmi vine unul care face politică liberală, ca senator liberal, care face presă din 90, care nu poți să treci cu vederea, părerea mea. Ultima întrebare. Considerați, domnule Roșca, ca și Dan Bucura, considerați că acum lucrurile merg cinstit către o normalizare, cum spune și îl citesc pe Dan Bucura, alegeri din două tururi? Și cum ai spus și tu, Sorine, în două tururi sau este doar o făcătură verbală și o îmbârligare a noastră, a prostimii? Dacă facem filmul blaturilor anterioare, putem să ne dăm seama cât de aproape suntem de un nou blat. În legătură cu această chestiune, un nou blat tot cu PNL, tot între PSD și PNL. Deci este foarte posibil să asistăm la un blat. Este foarte posibil, cum spune domnul Bucura, ca PNL să facă doar joc de picioare în legătură cu dorința lui de a face alegerile din două tururi. Știți de ce stă în picioare? Ce spune domnul Roșca Stănescu? Da. Ordonanța asta de urgență a guvernului trebuia dată în prima săptămână de mandat al domnului premier Ludovic Orban. Ordonanța nici nu va fi dată orice pentru alegerea zi... primarului. Va fi angajare, nu, va fi angajare de răspundere. Angajare de răspundere. Orice zi pierdută, știți că se va intra luna ianuarie și la revedere. Da. Nu ai cum să faci, să dai o, să-ți asumi în an electoral așa ceva. Bine. Înainte să ne despărțim, Sorine, vreau să te rog și pe tine ceva. Nu te-am prevenit. Motiv pentru care, dacă nu vrei să răspunzi, e dreptul tău moral. Nu convenisem cu tine întrebarea și așa e elegant când suni pe cineva să-i spui, ca să nu îl pui într-o situație delicată. Vreau să-ți spun că tema principală a emisiunii acesteia, a ediției acesteia, este ce nu vom afla noi prostimea ăștia, 18-19 milioane cât am mai rămas pe acelea pe în țară, ce nu vom afla, nu ce vom afla, ce nu vom afla niciodată legat de decembrie 89. Eu am un răspuns. Păi ăsta era motivul pentru care te rugam să mai stai un pic la telefon, să ne spui punctul tău de vedere. Am un răspuns. Niciodată nu vom afla ceea ce GRU și KGB, principalii artizani a evenimentelor din decembrie 89 din România, și cei care și-au implantat oamenii la conducerea României nu vor să aflu. Asta e ca așa prea rabinic. Adică... rabinic.
Când, în momentul în care servicii secrete atât de puternice și atât de puternic infiltrate, mai ales în armată, și nu numai în armată, în România, își plasează oamenii la conducerea statului român, nu mai aflăm nimic, cel puțin 50 de ani. Deci, în viața noastră, noi nu vom afla nimic. Bă, foarte tare, ați auzit? Sorin Roșca Stănescu, în viața noastră nu vom afla nimic. Foarte tare. Înseamnă că n-am greșit subiectul de azi. Astăzi, Sorine, iartă-mă, știu că am zis că ultima întrebare. Știi că vine o vârstă în care promiși nu te mai ții de cuvânt, deși e doar o glumă. Mă țin de cuvânt întotdeauna. Sorine, te întreb așa, cum s-a părut declarația președintelui, făcută în urmă cu vreo 2 ore după calculele mele, conform căreia, întrebat fiind dacă îi ridică lui Adrian Năstase, dacă îi anulează Steaua, cum să zic, ordinul Steaua României, a spus da și nu numai lui, tuturor celor care sunt condamnați penal și au primit ordine și distincții de la președinție. Întrebare, cum ți se pare? Mi se pare puțin hazardat, pentru că nu domnia sa poate anula un asemenea ordin. Poftim? Nu domnia sa poate anula un asemenea ordin. Există un întreg consiliu care se ocupă de așa ceva. Nu domnia sa, nu stă în fixul președintelui treaba asta, ci un întreg consiliu care trebuie să decide. Asta am înțeles. O să auzim declarația. Dar dacă lucrurile vor merge către acest deznodământ, tu, gazetarul Roșca Stănescu, consideri că este un demers moral corect sau hazardat conjunctural? Cum să-i anulezi o asemenea distincție omului care a negociat, practic, partea finală a intrării noastre în Uniunea Europeană și care și-a asumat, în calitate de prim-ministru, intrarea noastră în NATO? Pregătite, e adevărat. Lucruri pregătite de o altă administrație, de un alt președinte, dar el le-a finalizat. Și să-i anulăm orice merită? Mulțumesc mult, Sorin Roșca Stănescu, și te mai așteptăm în emisiunea noastră. Referitor la controversele cu privire la invitarea lui Adrian Năstase la recepția de Ziua Națională, luați cum în calcul retragerea decorației? Da. Și pot să vă spun chiar că am decis să retrag toate decorațiile tuturor celor care au condamnări penale și se încadrează în prevederile legii care prevede procedură de retragere a ordinelor naționale. Am demarat efectiv această acțiune și ea va fi finalizată în foarte scurt timp și veți primi prin intermediul Departamentului Comunicare exact lista decretelor prin care retrag aceste ordine. Ne-am întors în direct. Vă rog, colegii de la Sune, dați întoarcerea puțin mai tare, că noi nu prea auzim ce spune nici, da, la telefon și alea. Aceasta a fost declarația domnului Iohannis făcută astăzi. Aveți imagini de la Cotroceni acum, la 1 decembrie, lângă preafericitul Părinte Patriarh, lângă președintele României, domnul Adrian, iată, aici este Adrian Năstase. Repet, unul dintre invitații de marcă ai evenimentului 1 decembrie 2019, a fost la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii, domnul Adrian Năstase. Dan Bucura. Acum, despre distincții și retragerea lor, am o părere ușor diferită de ceea ce a spus Sorin Roșca Stănescu înainte să iasă din emisie. În sensul în care, sigur, Adrian Năstase, într-o anumită epocă, într-o anumită perioadă pentru țara asta, a avut niște merite și sunt incontestabile. Inclusiv lobby-ul pentru intrarea noastră în anumite alianțe și în anumite, adică în NATO, ce să ne mai dăm după gard, dar ce legătură are asta cu ceea ce i s-a întâmplat după aia? Adică dacă un om are niște merite deosebite, dar după aia păcatele mele, ia Dumnezeu mințile și omoară alt om, nu poți să te dezici de el? Adică, nu știu cum, știu că sună cinic, dar poate unora nu le place, dar Adrian Năstase a primit o condamnare, de fapt mai multe condamnări penale. Legii din România ar trebui să precizeze lucrul ăsta. Bă, dacă ești condamnat penal, nu poți să ai distincție și decorație de la statul român.
Eu așa o văd, iertați-mă, nu știu că e interpretabil, atunci hai să zicem, bă, anumite sentințe sunt interpretabile și atunci chiar dacă onorata instanță dă cu ciocanul și zice că bă, X e penal, da, e intră în excepție. Nu, adică, repet, am fost, de multe ori am comentat inclusiv motivările la sentințele lui Adrian Stase, că sunt cu ușor iz politică, dar nu contează. Vorba unui polițist celebru de la Iași cu Șorică, la case close, ai primit definitiv și revocabil de la onorata instanță că ești penal? Nu mai merge să fii și decorat de statul român. Lucian. Eu așa o văd. Eu aș începe așa. Dom'le, scrie undeva în Constituție că o persoană, cetățean român care a primit această distinție în caz că este condamnat penal, îi se retrage distinția? Tu aștept întreb. Să spun, nu. În Constituție nu, dar e vorba există de... Există vreo lege unde scrie asta? Hai că să nu spun Constituția. Există vreo lege unde spune că un cetățean român care primește o distinție de la președintele României, oricare ar fi fost el după Revoluție, Iliescu, Traian Băsescu sau Claus Iohannis, în caz că are o condamnare, i se retrage, următorul președinte poate să-i retragă această distinție. Păi, ca să așa aici, răspuns. Noi trebuie să discutăm. Claus Iohannis, domnul președinte Claus Iohannis. Păi, eu nu mai înțeleg, acum o lună de zile îl invită la Palatul Cotroceni, că hai să fim serioși, că dânsul a știut că vine acolo, că altfel îl tăia după listă. Și la nici, cât au trecut, 2 săptămâni, îi spune, domnule, retrag distinția că a fost pușcăriaș. Păi, hai să ne hotărâm, facem poze cu ei. Și pe urmă uităm că am făcut poze cu ei, îi stimăm, îi apreciem sau îi renegăm. Eu ce am văzut atunci? Eu am văzut și chiar într-un fel m-am bucurat. Am zis, dom'le, în sfârșit facem o pace socială. M-am gândit eu. Adică așa, un om mai creștin, mă duc și la Sfântul Munte în fiecare an, mă duc la biserică cu copiii, cu fetițele mele. M-am gândit eu. Dar acum iarăși aruncăm cu praf. Hai să ne hotărâm. Respectăm legile țării sau nu le respectăm? Acum, ca să-i dau și un răspuns Lucian Ninescu, lege diferite, după cum vezi. E foarte bine că din contradicții se nasc ideile geniale. Eu spun în felul următor. Legea spune că o persoană ce urmează a fi decorată trebuie să îndeplinească anumite criterii, apropo de lege. Nu Constituția, ci legea. Și printre criteriile alea de îndeplinit înainte de a fi decorat este trecut și să nu fi penal. Deci dacă mâine e vreun președinte, nu Claus Iohannis, următorul care vine, prinde drag așa de Sile Cămătaru sau de fratele lui Nuțu și zice, bă, Nuțule, eu am o pornire din asta și vreau să te decorez, legea îl obligă, nu-i dă voie acelui președinte, oricât de deplasat ar fi, să-l decoreze pe Nuțu Cămătaru. Tu ți-ai dat mai înainte, ți-ai dat, cumva te-ai contrazis. Fiindcă această distinție nu se acordă decât persoanelor care au făcut ceva pentru țară. Da, și nu, tocmai tu ai spus mai înainte, domne, nu-i contezi meritele lui Adrian Stase. Nu poți să dai o distinție unui om care, nu știu, e tâlhar, violator. Nu, dar nu mai ascultat până la sfârșit. Deci ideea era alta. Deci omul ăsta a făcut ceva pentru țară? Apropo de lege, nu poți ca un condamnat penal să fie și decorat. Asta spune legea. Nu e voie. Acum noi suntem în situația în care decoratul post-decorare a fost condamnat penal. Așa, după. Dar mie mi se pare că nu trebuie să mai dea o lege, că dacă după aia ăla devine penal, se încadrează în punctele inițiale și nu mai poate decora. Dar acum te întreb un lucru, Dan Bucura. Avem un prim-ministru al țării, da? Care a făcut ceva pentru țara asta, da? Și omul a trecut până atâtea și a văzut atâtea încât la 70 de ani, domnul o ia razna, o ia cu cap. Nu știu, se întâmplă. Da. Că o iei razna. La câte se întâmplă în politica asta și urcusul și coborâșul. Mai dă și imagini de la 1 decembrie. Dom'le, dacă ăla o ia razna și se apucă și înjură pe stradă și, bă, nu știu, vorbește singur, e un antisocial, știi, un om o persoană antisocială. Ce faci? Te-a pus să retragi distinția? Nu știu, întreb și eu. Păi, nu-l arestezi. Eu dar cred că razna, înnebunește. Păi și dacă înnebunește, pune mâna pe o mitralieră și omoară 10 oameni, eu îl mai țin în continuare ca decorat. Păi, mergem într-o logică absurdă, cum e și aia. Nebunit omul. Dacă a nebunit, nu mai poate fi decorat. Hai să-ți, domne, că și cu omul ăsta vreți să vă spun ceva. Cred că existau 100 de alte lucruri și de spețe în care putea statul român să-l judecătorii să-l condamne. L-a luat cu 3 termopane și 7. Nu discutăm de OMV Petrom, chiar avea declarații care a zis, domnule, la uși deschise, adică... dar pe de altă parte dacă așa e, justiția a dat o sentință. Acum noi s-o comentăm, repet, ca și cum am spune, bine, sunt câțiva
Câțiva pe care, deși a condamnat justiția definitiv și revocabil, ar trebui noi să reabilităm. Păi atunci de unde cu de justiție, nu? Ca de noaptea în care Adrian Năstase a fost arestat, atunci a fost startup-ul la tot ceea ce s-a întâmplat după. Deci din seara aia s-a plecat la dihonia asta socială. Nu, domnule, dar ce e drept? Eu nu l-am ascultat pe dar asta nu înseamnă, domnule, dar asta ce înseamnă că nu avem voie să spunem adevărul? Spune, Lucica, de ce te întreb, pentru că PMP-ul în frunte cu președintele vostru, cum să zic, suprem, suma cum laude, domnul Traian Băsescu, cu tot respectul pentru Eugen, pentru domnul Tomac, dar până la coadă vârful de lance al PMP-ului este Traian Băsescu. Păi Traian Băsescu a fost unul dintre oamenii care au luptat la greu să-l vadă terminat pe Adrian Năstase. Păi a luptat la greu cu ceea ce a putut să facă Adrian Năstase în perioada aia și din PSD și din puterea absolută care o avea. Dar nici de cum din toate șopârlismele astea care le-a făcut Adrian Năstase, ieficinăciunile astea. El a fost băgat în pușcărie pentru niște chestii ieftine, pentru poziția pe care o avea România este fix ca voi doi. România acum, după declarația președintelui Iohannis, nu știu proporția, că nici la ei doi nu știu. Mie nu-mi place declarația președintelui Iohannis. Vreau să vă spun, nu-mi place. Fix aici am vrut să te aduc, Lucică. Mă bucur că e sincer. România este... L-am votat pe Klaus Iohannis. Îmi place că avem o deschidere. Uite, nu-mi place că n-ai cum eu să mă văd cu un om acum două săptămâni știind cine este, să-l chem la mine în casă, la Palatul Cotroceni, în fine. Da. Și după două săptămâni la o întrebare a unui jurnalist îi retrageți distinția domnului Adrian Năstase? Da. Le trag tuturor penalilor. Avem o listă de o grămadă de așa zise VIP-uri. Păi de ce n-a făcut după 29 noiembrie? Domnule președinte, ați luat foc instantaneu după anunțul președintelui Iohannis. Așa spune un site de presă, nu e adevărat, n-am luat deloc foc. Ia spuneți-mi cum este. Ați considerat oportună și bazată pe legalitate declarația președintelui sau inoportună și... Da, legea spune că poate să-i se retragă celui care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate. Deci președintele este cel care conferă decorație, dar el le poate și retrage în situația aceasta. Se dă un decret prezidențial în care scrie că îi se retrage decorația. Ce v-a determinat să aveți o poziție publică totuși? M-au sunat de la presă. Așa. M-au sunat și m-au întrebat și de câte ori mă întreabă, le răspund pentru că văd că tot mai puțină lume citește legile în țara asta. Am înțeles, dar era o trimitere către unul dintre personajele de la administrația prezidențială, care personaj este direct implicat în aceste povești cu decorări. Da, așa este. Nu președintele trebuie să țină evidența acolo. Este un departament care cu asta se ocupă. Pentru asta este plătit să se ocupe de povestea aceasta a decorațiilor. Și el ar trebui, cei de acolo ar trebui, de câte ori este unul condamnat, să-l facă o sesizare la președinte, să-i facă un proiect de decret de retragere a decorației. Dacă nu fac, sunt unii care au fost condamnați sub alt președinte și nici până în ziua de azi nu s-a retras decorația. Domnul Zegrean, dar ce facem cu domnul Jacques Chirac, de exemplu, care a primit o distincție din partea președintelui României din acea perioadă, cred că prin anii 2002, 2001, 2002. Da. Dânsului, de exemplu, îi se va retrage această distinție? Că a fost condamnat penal de către justiția franceză. Post-mortem nu îi se mai retrage. Dar... Și cu domnul Berlusconi ce facem, de exemplu? Că dânsul este legea viață. Legea nu distinge. Adică domnul Zegrean spune corect, Luciane, și acelor personaje condamnate și deveniți indezirabili din punctul ăsta de vedere moral, ar trebui să li se retragă distințiile pe care România... Exact, unde pentru că se presupune că ei când le-au acceptat știau chestia asta. Mulțumesc mult! Înainte de a închide această legătură telefonică, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, profitând de tema principală a emisiunii, dacă vreți să răspundeți, domnule președinte. Vă rog. În opinia dumneavoastră de jurist și fost președinte al Curții Constituționale, care este sau care sunt lucrurile pe care noi, ăștia micii, prostimea din țară, nu le vom afla niciodată lucruri sau fapte legate de decembrie 89? În opinia judecătorului Augustin Zegrean. Sunt și alte lucruri pe care nu le vom afla niciodată. Este aici odată că este legea secretului de stat care presupune pune anumite perioade după care se pot desecretiza.
În al doilea rând, s-au spus atât de multe atunci, încât nu mai știm nici noi care e ce adevărat și nu cei care am fost de față și care am trăit evenimentele. Știți, poetul Ion Adrian Păunescu avea un vers, spunea undeva, adevărul rătăcește prin ziare. Cam asta s-a întâmplat cu Revoluția. Probabil că s-a spus adevărul, dar nu mai știm care este adevărul. Îl vom ști. Nu vom ști niciodată cine a dat ordin să omoare oameni. Asta nu vom ști niciodată. Vă mulțumesc mult, domnule Zegrean. Ați înțeles, stimați telespectatori, ce vă spune Sorin Roșca Stănescu, gazetar din 1990. Ce vă spune judecătorul Augustin Zegrean, judecător de o viață și președinte, într-o perioadă foarte tulbure, președinte al Curții Constituționale. Ce vă spune Dan Bucura, jurnalist de 25-26 de ani, îl știu eu. Și ce vă spune Lucian și ce vă spun politicienii care sunt onești. Dar, în aceeași perioadă istorică, decembrie 2019, adică acum, o să găsiți o grămadă de lăutari. Domnul Zegrean, domnul Roșca Stănescu, cântă după știmă, după note. Adică pun partitura pe știmă. Hergeu, știi ce e aia știmă? Ca să nu mă...